Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, săptămâna a doua, așa cum am promis, din cartea Sistemul Maestrului de Charles Hanau, care se numește Principiile Fundamentale ale Minții. Sper că ați exersat ceea ce ne recomandă Charles Hanau în prima săptămână și sper că veți exersa și ceea ce trebuie să faceți în a doua săptămână. Așa că înainte de a intra în subiect, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o, să dați share, să dați like dacă v-a plăcut. Sinteza principiilor care trebuie înțelese și aplicate în săptămâna a doua. Dificultățile cu care ne confruntăm sunt datorate în mare măsură ideilor noastre confuze și ignorării adevăratelor noastre interese. Marea noastră menire constă în a descoperi care sunt legile naturii pe care trebuie să le urmăm, adaptându-ne la ele. În acest scop, gândirea lucidă și viziunea morală au o valoare inestimabilă. Toate procesele, inclusiv cel al gândirii, trebuie să aibă la bază un fundament solid. Cu cât sensibilitatea noastră devine mai rafinată, cu cât judecata noastră devine mai lucidă, cu cât gustul nostru devine mai delicat, emoțiile noastre mai subtile, inteligența mai ascuțită și aspirația mai înaltă, cu atât mai pure și mai intense devin binecuvântările pe care le revarsă asupra noastră existența. Rezultă că plăcerea supremă în viață este asigurată de studierea gândurilor cele mai elevate pe care le-au creat vreodată oamenii. Puterile și posibilitățile minții depășesc cu mult chiar și cele mai extravagante realizări materiale. Gândul este înainte de toate energie. Din acest punct de vedere, gândul activ reprezintă o energie activă, iar cel concentrat, o energie concentrată. Mai mult, gândul concentrat asupra unui scop bine definit se transformă în putere. Aceasta este marea putere de care se folosesc cei care nu cred în virtutea sărăciei sau în frumusețea negării de sine. Ei își dau imediat seama că cei care vorbesc de aceste virtuți sunt cei slabi. Capacitatea de a recepta și de a manifesta această putere depinde de capacitatea de a recunoaște energia infinită care sălăjluiește în om, creându-i și recreându-i constant corpul și mintea și gata oricând să se manifeste prin el în orice manieră pe care acesta o consideră necesară. Manifestările din viața exterioară a individului vor fi direct proporționale cu recunoașterea de către acesta a adevărului exprimat mai sus. Principiile descrise în săptămâna a doua vor explica metoda prin care individul poate aplica această putere interioară. Operațiile mentale sunt realizate prin două modalități paralele de gândire, una conștientă și cealaltă subconștientă. Profesorul Davidson spune în această direcție: cine încearcă să ilumineze întreaga gamă a activităților sale mentale cu lumina conștiinței sale de veghe, nu diferă cu nimic de cel care încearcă să ilumineze universul cu ajutorul unei brichete. Procesele logice subconștiente sunt realizate cu o regularitate și cu o certitudine care ar fi imposibilă dacă ar exista chiar și cea mai mică posibilitate de eroare. Mintea noastră este astfel concepută încât să ne asigure cele mai importante fundamente ale cunoașterii, fără ca noi să înțelegem însă felul în care operează ea. La fel ca un străin binevoitor, sufletul subconștient lucrează și strânge provizii de dragul nostru, după care ne dăruiește rezultatele finale, fructele coapte, ale activității sale. Analiza detaliată a procesului de gândire arată că subconștientul este teatrul celor mai importante operațiuni mentale. Numai cu ajutorul subconștientului putea percepe Shakespeare marile adevăruri care le rămân de regulă ascunse minții obișnuite a oamenilor obișnuiți. Numai cu ajutorul lui și-a putut crea Phidias superbele sale statui în marmură și în bronz.
Numai cu ajutorul subconștientului putea percepe Shakespeare marile adevăruri care le rămân de regulă ascunse minții obișnuite a oamenilor obișnuiți. Numai cu ajutorul lui și-a putut crea Phidias, superbele sale statui în marmură și în bronz. Numai cu ajutorul subconștientului și-a putut picta Rafael, madonele sale și și-a putut compune Beethoven cele 9 simfonii. Ușurința și perfecțiunea realizării depind în întregime de gradul în care noi încetăm să mai depindem de conștiința noastră obișnuită. De pildă, cântatul la pian, patinatul, bătutul la mașină și toate celelalte talente deprinse depind de procesele minții subconștiente pentru a putea fi executate perfect. Miracolul cântatului la pian, în timp ce susții o conversație interesantă, demonstrează pe deplin măreția puterilor noastre subconștiente. Cu toții suntem conștienți cât de dependenți suntem de subconștientul nostru și cu cât gândurile noastre sunt mai elevate, mai nobile și mai geniale, cu atât mai evident ne devine faptul că originea lor nu se află în mintea noastră conștientă, ci în cea subconștientă. Tactul, instinctele, simțul estetic și artistic, toate își au originea în mintea noastră subconștientă. Valoarea subconștientului este enormă. El ne inspiră, ne avertizează, ne amintește diferite nume, fapte și evenimente din trecutul nostru, de care am uitat de mult. Ne guvernează gândurile și gusturile și realizează sarcini atât de complexe încât nici o minte conștientă nu le-ar putea duce vreodată la bun sfârșit, chiar dacă ar dispune de puterea necesară. Noi putem vorbi oricând dorim. Ne putem ridica brațele la voință, fără să ne concentrăm în mod conștient asupra acestei acțiuni. Ne putem focaliza atenția exclusiv prin filtrul ochilor sau al urechilor asupra oricărui subiect dorim, dar nu ne putem opri bătăile inimii și circulația sângelui, nici procesul de creștere în timpul copilăriei sau formarea nervilor și țesuturilor musculare, ori construcția oaselor și toate celelalte procese vitale pentru organism. Dacă ar fi să comparăm aceste două tipuri de acțiuni, cele controlate de voința conștientă și cele care se derulează în ritmul lor maestuos, fără să devieze niciodată de la acesta, nu putem decât să ne minunăm de procesele subconștiente, întrebându-ne în ce constă misterul lor. Dacă analizăm aceste procese, ne dăm imediat seama că ele guvernează toate funcțiile vitale ale vieții noastre fizice și nu putem decât să tragem concluzia că aceste funcții atât de esențiale au fost puse în mod deliberat sub controlul unei puteri lăuntrice permanente și pe care ne putem baza, întrucât nu depinde în niciun fel de voința noastră exterioară și aflată veșnic în schimbare. Dintre aceste două puteri, cea exterioară și schimbătoare, a fost numită minte conștientă sau minte obiectivă, în sensul că se ocupă de obiectele lumii exterioare. Puterea interioară a fost numită minte subconștientă sau minte subiectivă. Pe lângă numeroase alte activități mentale, aceasta din urmă controlează toate funcțiile regulate care fac posibilă viața fizică. Este foarte important să înțelegem exact funcțiile corespondente ale acestor două tipuri de minți, îndeosebi în planul mental, dar și alte principii elementare care stau la baza funcționării lor. Mintea conștientă percepe și operează prin intermediul celor 5 simțuri fizice, depinzând întru totul de impresiile și de obiectele lumii exterioare. Ea are facultatea de a discrimina și implicit responsabilitatea alegerilor făcute. Este înzestrată cu puterea de a raționa, de a deduce și de a analiza, iar această putere trebuie dezvoltată în cel mai înalt grad. Mintea conștientă reprezintă sediul voinței și al tuturor energiilor care derivă din aceasta. Ea poate nu doar să impresioneze alte minți conștiente, dar poate chiar direcționa mintea subconștientă. Din acest punct de vedere, mintea conștientă devine gardianul și stăpânul responsabil al celei subconștiente.
Această funcție este extrem de importantă și are puterea de a schimba dramatic viața oricărei persoane. Adeseori, teama, grijile, sărăcia, bolile, dizarmoniile de tot felul și celelalte necazuri ajung să ne domine viața din cauza sugestiilor greșite acceptate de mintea subconștientă de la cea conștientă. Dacă este antrenată corect, mintea conștientă poate preveni acest proces printr-o acțiune protectoare și vigilentă. Pe bună dreptate, ea poate fi considerată paznicul de la poarta marelui domeniu al subconștientului. Un autor a exprimat principala distinție dintre cele două tipuri de minți, astfel a spus: mintea conștientă este voința rațională. Cea subconștientă este dorința instinctivă, rezultată dintr-o voință rațională anterioară. Mintea subconștientă trage concluzii juste și corecte, pornind de la premisele furnizate de diferite surse exterioare. Dacă premisele sunt adevărate, concluziile ei sunt impecabile, dar dacă premisele sau sugestiile sunt greșite, întregul eșafodaj se prăbușește. Mintea subconștientă nu încearcă niciodată să demonstreze adevărul concluziilor sale. În acest scop, ea depinde întru totul de mintea conștientă, de paznicul de la poartă, care are datoria să oferească de impresii greșite. De îndată ce receptează o anumită sugestie, considerând-o corectă, mintea subconștientă trece imediat la acțiune, folosindu-și în acest scop puterea uriașă. Sugestiile minții conștiente pot fi însă adevărate sau false. Dacă ele sunt greșite din start, omul își taie singur craca de sub picioare, punându-și în pericol întreaga ființă. Mintea conștientă ar trebui să-și păstreze luciditatea de-a lungul întregii zile, atâta timp cât se află în stare de veghe. Dacă paznicul lipsește de la datorie sau emite judecăți de valoare greșite, din diferite cauze, mintea subconștientă rămâne practic nepăzită și poate cădea pradă oricăror sugestii venite din vari surse exterioare. Acest mecanism se dovedește cu deosebire periculos în timpul emoției intense a panicii generalizate, a mâniei nestăpânite, atunci când omul se află în mijlocul unei mulțimi responsabile sau în orice alte momente de pasiune necontrolată. În astfel de momente, mintea subconștientă este deschisă în fața sugestiilor de teamă, de ură, de egoism, de lăcomie, de pierderea încrederii în sine și a altor sugestii negative preluate de la persoanele din jur sau datorită circumstanțelor exterioare. Rezultatele în astfel de cazuri sunt dintre cele mai dezastruoase, efectele lor putând dura foarte mult timp. De aici și mare importanță a feririi minții subconștiente de impresiile greșite. Mintea subconștientă percepe cu ajutorul intuiției, de aceea procesele ei mentale sunt foarte rapide. Ea nu așteaptă niciodată concluziile lente ale rațiunii conștiente, de altfel nici nu le-ar putea folosi. Mintea subconștientă nu doarme și nu se odihnește niciodată, la fel cum nu o face nici inima. Cercetătorii au descoperit că dacă în mintea subconștientă sunt introduse sugestii ale unor obiective specifice care trebuie realizate, ea pune în mișcare anumite forțe care conduc în timp la rezultatul dorit. Aici se lășluiește sursa de putere care ne poate pune în contact cu omnipotența. De aceea, merită să studiem în mare detaliu și cu cea mai mare atenție acest principiu profund. Modul de operare al acestei legi este cât se poate de interesant. Cei care o aplică descoperă că dacă se duc să se întâlnească cu o persoană cu care în mod normal nu ar fi crezut că se pot înțelege, o forță le-a luat-o înainte, netezindu-le calea și dizolvând presupusele dificultăți. Totul se schimbă și interviul se desfășoară cât se poate de armonios. Ei descoperă că dacă se confruntă cu o problemă economică dificilă, își pot permite să întârzie fără probleme livrarea până când găsesc soluția la problema respectivă. Totul pare să fie aranjat dinainte. Pe scurt, cei care învață cum să se folosească de subconștientul lor descoperă că au la dispoziție resurse infinite de care se pot folosi. Mintea subconștientă este sediul tuturor principiilor și aspirațiilor noastre,
dar și al idealurilor noastre artistice și altruiste. Aceste instincte nu pot fi descătușate, însă decât în urma unui proces elaborat și gradat de revelare a principiilor interioare. Mintea subconștientă nu cunoaște limbajul argumentelor pro și contra, de aceea, dacă a acceptat deja anumite sugestii greșite, cea mai bună metodă de a le contracara constă în a-i inocula alte sugestii contrare și mai puternice, repetate cât mai des, până când mintea ajunge să le accepte, formându-și astfel noi obișnuințe de gândire și de viață mai sănătoase. Într-adevăr, mintea subconștientă este sediul obișnuințelor. Procesele pe care le repetăm foarte des devin mecanice. Ele nu mai sunt controlate de rațiunea curentă, ci se insinuează în cotloanele profunde ale minții subconștiente. Dacă obiceiul astfel format este benefic, acest mecanism se dovedește cât se poate de favorabil. Dacă este însă greșit, cel mai bun remediu constă în a recunoaște omnipotența minții subconștiente, sugerându-i eliberarea de el. Fiind un principiu creator care își are sursa în esența noastră divină, subconștientul va asculta noua sugestie și ne va crea libertatea dorită. Pentru a recapitula, funcțiile normale ale subconștientului în plan fizic guvernează procesele vitale ale corpului, contribuind astfel decisiv la prezervarea vieții și la restabilirea stării de sănătate. Subconștientul se îngrijește inclusiv de prezervarea speciei, asigurându-le indivizilor instinctul de supraviețuire, de reproducere și de a căuta condiții de viață mai bune. În plan mental, subconștientul reprezintă depozitul memoriei, înmagazinează toate acele gânduri minunate care lucrează nestingherite de timp și de spațiu și este izvorul tuturor inițiativelor practice și al forțelor vitale constructive. În plus, este sediul obișnuinței, așa cum spuneam. Din punct de vedere spiritual, subconștientul este sursa tuturor idealurilor, aspirației, a imaginației, dar și canalul prin intermediul căruia ne putem recunoaște sursa divină. Pe măsură ce ne recunoaștem această divinitate interioară, noi începem să înțelegem și care este adevărata sursa puterii noastre lăuntrice. Unii cititori se vor întreba probabil, cum poate schimba subconștientul condițiile de viață? Răspunsul este simplu. El poate schimba aceste condiții deoarece face parte integrantă din mintea universală și orice parte are aceeași calitate ca și întregul. Singurele diferențe țin de grad. Așa cum se știe, întregul este prin excelență creator. De fapt, el reprezintă singurul principiu creator care există. În consecință, mintea noastră este la rândul ei creatoare, iar cum gândirea este singura activitate a minții, ea trebuie să fie de asemenea creatoare. Așa cum vom vedea în continuare, există o mare diferență între gândirea obișnuită și direcționarea conștientă, sistematică și constructivă a gândurilor. Atunci când ne focalizăm mintea, noi o punem automat la unison cu mintea universală, cu infinitatea, declanșând astfel cea mai puternică forță din câte există. Puterea creatoare a minții universale. La fel ca orice alt proces, și acesta este guvernat de o lege a naturii, iar această lege poartă numele de legea atracției. Potrivit acestei legi, mintea este un principiu creator, atrăgând către sine toate elementele necesare pentru materializarea obiectului asupra căruia se concentrează. Săptămâna trecută, ți-am dat un exercițiu al cărui scop era să-ți asigure controlul asupra corpului fizic. Dacă ai obținut acest control, înseamnă că ești pregătit să mergi mai departe. De data aceasta, scopul exercițiului de față este de a te ajuta să-ți controlezi mintea. Dacă este posibil, retrage-te întotdeauna în aceeași cameră, pe același scaun și în aceeași poziție. Dacă nu este posibil, folosește cât poți mai bine condițiile de care dispui. În continuare, așează-te în aceeași poziție confortabilă și urmărește să îți blochezi complet gândirea.
În acest fel, vei ajunge în timp să-ți controlezi așa cum dorești toate grijile și temerile, cultivând numai gândurile pe care le dorești. Continuă acest exercițiu până când ajungi să-l stăpânești perfect. La început, nu vei reuși să-ți blochezi mintea mai mult de câteva momente, dar exercițiul este oricum valoros, întrucât reprezintă o demonstrație practică a nenumăratelor gânduri care încearcă să pătrundă în mintea ta și în universul tău mental. Săptămâna viitoare vei primi instrucțiuni referitoare la un exercițiu ceva mai interesant, dar pe care nu îl vei putea aplica dacă nu ai ajuns să-ți controlezi cât de cât mintea. Principiul cauzalității, al cauzei și efectului, este la fel de absolut și de imuabil în domeniul ascuns al gândirii, cum este și în lumea vizibilă a lucrurilor materiale. Mintea este un maestru țesător. Ea țese deopotrivă veșmântul interior al caracterului și cel exterior al circumstanțelor, spunea James Allen. Întrebări și răspunsuri care te pot ajuta de-a lungul practicii. Care sunt cele două tipuri de activitate mentală? Activitatea conștientă și cea subconștientă. De ce depind ușurința și perfecțiunea? Acestea depind în întregime de gradul în care încetăm să mai depindem de mintea noastră conștientă. În ce constă valoarea minții subconștiente? Valoarea minții subconștiente este enormă. Ea ne ghidează, ne avertizează, controlează procesele vitale și reprezintă sediul memoriei. Care sunt funcțiile minții conștiente? Printre acestea se numără facultatea discriminării și puterea rațiunii. Ea reprezintă sediul voinței și poate influența subconștientul. Cum poate fi exprimată distincția dintre mintea conștientă și cea subconștientă? Mintea conștientă este voința care raționează. Mintea subconștientă este dorința instinctivă rezultată dintr-o voință rațională anterioară. Ce metodă este absolut necesară pentru a putea influența mintea subconștientă? Afirmarea mentală a dorinței noastre. Care este rezultatul aplicării acestei metode? Dacă dorința noastră se află în armonie cu mișcarea marii totalități, aceasta din urmă va pune în mișcare o serie de forțe care vor conduce la rezultatul dorit. Care este consecința operării acestei legi? Mediul nostru reflectă condițiile care corespund atitudinii noastre mentale predominante. Ce nume a fost dat acestei legi? I s-a spus legea atracției. Cum poate fi descrisă această lege? Gândirea este o energie creatoare. Ea atrage toate elementele necesare pentru materializarea obiectului asupra căreia se focalizează. Și aceasta a fost săptămâna a doua, dragii mei. Vă invit să puneți în aplicare ceea ce tocmai a fost spus, să vă blocați gândurile, să vedeți cât de mult puteți rezista fără să vă inundați mintea de idei și de gânduri și de preocupări. Și ne auzim săptămâna viitoare cu un nou exercițiu. Până atunci, să aveți pace în suflet!